Sunt Dan, 57 de ani, economist, născut, crescut, trăit cea mai mare parte a vieții în Brașov și lângă Brașov și a ajuns aici de circa 3 ani. De ce tocmai aici? De foarte tânăr am tot umblat cu rucsacul în spate în țară. Am văzut cea mare parte a țării, așa. Mai apoi am făcut o facultate, comerț, secția turism și alimentație publică în ASE București. Ocazie cu care, existând practicile, am umblat iară într-o grămadă de lucruri în țară, altfel, ca student în practică, în agricultură, în turism, în comerț. În construcții chiar am ajuns să lucrez și încet, încet am descoperit că această zonă mă atrage la un mod greu de explicat. Aici e vorba de o blândețe și de un natural necompromis. Ce pot să zic, când am ajuns acum 3 ani, mi-am spus chiar de aici nu mai vreau să plec. În viață, toți, cred, ne oprim și ne întrebăm cine sunt eu și ce vreau eu, ce am de împlinit, care mi-e scopul, care mi-e menirea în viața asta. La mine a venit urgența prin pierderea sănătății. Efectiv, am ajuns pe patul de moarte, deși eram un om bogat, recunoscut de societate. Viața mea era atât de searbădă și atât de chinuitoare încât la sfârșit de an mă felicitam că mai sunt în viață. M-a silit de sănătatea să mă opresc și pierderea oricărei bucurii a vieții la pachet cu pierderea sănătății. Am descoperit în mine la un moment dat necesitatea fascinantă de a contribui la demonstrarea faptului că natura ne dă tot. M-am pornit să caut resursele zonei pentru că e o nebunie să te apuci să aduci într-un loc plante, copaci din alt loc. Cel mai înțelept lucru, te uiți ce crește pe acolo și sprijin ca dezvoltarea a ceea ce crește să servească și scopurilor proprii, căutând să fie un sistem cât mai natural, adică cât mai mică intervenție din partea omului. Omul, în științele aferente activității agricole dezvoltate, n-a făcut decât să-și îngreuneze viața și să-și otrăvească organismul, finalmente. Noi suntem într-o profundă criză alimentară și într-o profundă criză a sănătății umane și evoluții pe ansamblu umane derivată din această criză a alimentației. Am dezvoltat ceea ce, în mod normal, firesc, natural, crește pacii. Ciupercă, copacii fructiferi, plantele medicinale. Numai așa se poate, din câte am înțeles, studiat, căutat, discutat cu alți oameni, numai așa se poate, prin permacultură, prin reintegrarea în natural, prin folosirea mecanismelor naturale, renunțând la tehnologia actuală, retrecând la tehnologiile naturale. Și am căutat ca tot ceea ce facem aici să fie natural, să nu mai fie poluat de actuala tehnologie. Zona e în munții Apuseni, în Țara Moților, la una din porțile Țării Moților. Se caracterizează printr-o densitate a locuitorilor foarte mică, cea mai mică din țară în afară de Caraș Severin, prin faptul că aici nu a fost poluare. Nu a fost nici poluarea industrială specifică orașului. Suntem departe de orice oraș mare. Cel mai apropiat e, mi se pare, Clujul, 160 de kilometri. Și suntem înconjurați de o mare de pădure, de mii de hectare de pădure. Aici suntem în vârf de deal, la 1 kilometru de o șosea asfaltată, care e un firicel de șosea asfaltată care duce la 3 kilometri și acolo de-abia începe un drum asfaltat mai apropiat de ce ne-am obișnuit să fie. Suntem într-o zonă izolată unde nu au fost ierbicide, pesticide, toată nenorocirea asta chimică adusă de om în goana lui după sigur și mai mult, care e o mare tâmpenie. Acest sigur și mai mult a otrăvit tot, a distrus mecanismul natural care ne susține. Tot ce am făcut ne-am străduit și am reușit în cea mai mare parte să nu afectăm aceste echilibre naturale. Apa e adusă de la aproximativ 1 kilometru, mai sus de noi 100 de metri, dintr-o zonă unde chiar nu e circulație. Sunt câteva firicele, izvoare pe care nu le-am captat total. Am lăsat o țără de apă și acolo pentru animale sălbatice, pentru vegetație și am săpat la mână, în păduri, în tot felul de râve și am adus apă până aici. Nu folosim motoare cu combustie, folosesc benzină, motorină, decât minim necesar, cărăm mult manual. De ce? Vrem să păstrăm curat ceea ce oferim. Ciuperca, în primul rând, ciuperca este un filtru natural al tuturor noxelor nenaturale dintr-o zonă, inclusiv al radioactivității. Ciuperca înglobează tot ce e destructiv pentru echilibrele naturale. Ciuperca nu ar fi voie să fie comercializată decât așa, din mediul ei natural și dintr-un mediu natural care nu e supus poluării. De exemplu, dacă am crește ciuperca într-o pădure lângă un drum foarte circulat, ar fi o ciupercă periculoasă. La fel, ciupercile de cultură n-au nicio șansă decât să fie periculoase pentru organismul uman. Pentru asta trebuie citit și văzut ce e ciuperca, cum funcționează ea, ca să se înțeleagă bine fenomenul. Am terminat studii și alimentație publică, am învățat despre asta destule, mi-au rămas multe pe care le aplic acum. Pentru a beneficia din plin de ceea ce ne oferă natura, mai există o acordare subtilă la ritmurile acestea. Despre ce este vorba? Întotdeauna a existat în vechime o știință a racordării omului și activităților sale la ciclurile naturale. Ciclul lunii, ciclul soarelui, ciclul anotimpurilor. De exemplu, la lemn se știa din bătrân, bunicul a fost pădurar și ei știau să taie lemnul în funcție de folosința ulterioară a lui la anumite perioade ale lunii. De exemplu, pentru construcții tăiau toamna târziu, când nu mai era sevă în el, să se usuce mai repede, anul următor să poată fi folosit. Pentru foc, la fel, era tăiat toamna târziu sau primăvara înainte să urce seva. Pentru alte destinații, de exemplu, eu pun miceliu de ciupercă, mi-e trebuie să fie sevă și atunci îl tai primăvara, când a urcat seva și ele plin de sevă, de substanțe hrănitoare, pentru că ele trebuie păstrate în trunchi, ca ulterior ciuperca să se dezvolte având parte de aceste substanțe. E valabil iară la plantele medicinale, cel mai mult poate, care au ceea ce ne dorim de ele în plin funcție de ciclul solar. Sunt plante care au efect doar culese la prânz în plin soare, altele doar pe rouă la prima ora dimineții. Toate se supun ciclurilor lunii. Dacă te duci deschis, cu un mulțumesc în suflet adresat plantei, adresat pădurii care îți dă ciuperca, îți dă umiditatea, îți dă răcoarea, îți dă nivelul pânzei freatice, obții un maxim. Acel maxim se referă atât la sănătatea corpului, la echilibru mental, cât mai ales la bogăția sufletească și împlinirea sufletească, care acest ultim plan e relevant, ultimatum pentru om, nu celălalt. Celelalte sunt niște antecamere. La mine a existat o grea funcționare a corpului, a parametrilor, care m-a chinuit și tot timpul am recurs la medicina alopată. Acum 7 ani am renunțat în clipa când, deși aveam vreo 10-12 medici pe care îi plăteam și plăteam zdravă pentru că eram aproape milionar. La un moment dat, sănătatea mea era aproape inexistentă, deci nu mai răspundeam la antibiotice. Și atunci am schimbat. Eu am de căutat în altă parte și am trecut la o autotratare pe baze naturale. Mi-am dat seama că pentru a mă hrăni sănătos, pentru a da corpului un maxim, n-am nicio șansă pe sistemul actual, trebuie să ne obțin singur, pentru că nu ai parte de ofertă cinstită. De exemplu, o certificare bio la italieni presupune o admitere a 30% din substanțele de intervenție în ciclu agricol care sunt cancerigen demonstrate. Deci un bio cu 30% substanțe cancerigene e idiot. Eu eram pe moarte. Deci aveam nevoie de 100% plante libere de substanțe cancerigene și atunci, nu neavând de unde să le ia, singura șansă era să mi le obțin singur. Așa că m-am mutat în vârf de deal, am început să-mi cultiv singur, să-mi culeg și să renunț cât mai mult am reușit aproape de tot la tot ceea ce venea din comerț, din sistemul actual de producere a hranei, a medicamentelor, etc. etc. Pentru că trăim împreună și pentru că tot ceea ce facem, fiecare dintre noi, se reflectă clar în întreg, în ansamblu, în masa omenirii întregi, îmi fac darul mai departe, pentru că și pe mine m-au sprijinit niște oameni care au cheltuit din viața lor, din banii lor, să găsească anumite adevăruri care m-au sprijinit în fiecare pas al meu. Și vin și eu și ofer ceea ce am descoperit. Așa numitele boli trec ca luate cu mâna printr-o alimentație sănătoasă, reîmpământare, mersul cu picioarele desculțe, contact cu apa, cu pământul, dar neviciate, nepoluate, neafectate de ce am făcut noi naturii. Vin și ofer ceea ce consum eu și care este demonstrat efectele asupra mea și asupra celor din jurul meu foarte folositoare. Răspund personal și împreună cu mine toți cei care concurăm la obținerea produselor de aici pentru eficiența folosirii acestor produse și pentru conformitatea cu ceea ce zicem că sunt. Am renunțat la minciune și în același sistem nu mai pot să mă mint pe mine. Dacă mă mai mințeam, eram mort. Dacă mă mai făceam că am atenție, iubire față de mine și cumpăram în continuare alimente de pe raft, eram mort acum. De asta nu voi permite să mint pe nimeni. Sănătatea mea s-a refăcut în mare măsură, dar nu permite să mă mai mint cu chimizare de aia. Și ca tare nu vă voi minți nici pe dumneavoastră, cei care veniți la produsele de aici. De ce? Pentru că nu pot să fiu cinstit cu mine fără să fiu și cu ceilalți. Și invers, nu pot să fiu cinstit cu ceilalți fără să fiu cu mine. Sunt întotdeauna la pachet. Ciupercile care sunt partea cea mai consistentă a ofertei noastre sunt crescute la un mod extraordinar de simplu. Anevoios, foarte anevoios, dar simplu totuși. Luăm lemnul din pădurea noastră, care știți, un hectar de pădure dă cam 5-6 metri cub de lemn, crește cu atâta pe an. Deci poți să iei de acolo 3-4 de un hectar de pădure, pentru că nu afectezi creșterea pădurii. Chiar e necesar, pădurea înaintează foarte mult, zdravă. Deci sunt costuri aici de apărare a pășunilor și a locurilor deschise destul de mari. Ne luăm lemnul din pădurile noastre. De ce? Nu al lemn. Dacă e de pe marginea șoselelor, e plin de metale grele, e plin de tot felul de substanțe cancerigene pe care ciuperca, prin natura ei, le halește imediat, le înglobează. După aia vine pe masa noastră, noi mâncăm și după aia alergăm la medic, la farmacie, să desfacă ceea ce noi din prostie am făcut. Deci noi vă oferim ceva sănătos și e sănătos pentru că nu intervenim, nu mai facem același greșel. Stă aici în mediu absolut natural, intervenim cu apă, cu o stropire care imită ploaia, deci cu aspersoare care fac să curgă de sus, numai în perioadă de secetă prelungită. Și asta numai pentru că am împrumutat bani zdravă să dezvolt aici și atunci am niște bani de dat înapoi și nu pot permite ca în anii foarte secetoși să renunț la această sursă. Ceea ce obținem este ceea ce am dat și dacă dăm forțare, dacă dăm lăcomie, dacă dăm nerespectare a armoniei generale, asta vom obține. Asta e eroarea pe care o face întregul sistem. Tăiem copacul. Îl tăiem în funcție de lungimile dorite, pentru că sunt mai multe tipuri de așezare. Așezăm cât mai natural, deci nu forțăm, nu scoatem în afară, nu ducem mesteacă între stejar și invers. Îl lăsăm cât mai acolo, aproape de unde a crescut și venim și introducem miceli. Folosim încă drujba, dar cu ulei alimentar, să reducem gradul de poluare. Musai vom trece la mijloace de motoare electrice care să afecteze și mai puțin naturalul zonei. Băgăm miceliu, impermeabilizăm cu o folie și pe care o scoatem după 3-4 luni, 5 luni, în funcție de soiul ciupercii, după care ne uităm când și când ce se mai întâmplă. Apare ciuperca, o culegem, o ducem, o uscăm natural, afară, neforțat, pe tărgi din lemn de brad, cu pânză de iută, deasupra cu hârtie bio, cărăm pe suprafețe naturale, deci chiar dacă folosim ceva de plastic, punem hârtie, da, hârtie bio, cu certificare și totul luat cu certificare, să fim siguri că nu lăsăm substanțe cancerigene să ajungă iar în ciupercă, în așa fel încât când vă dăm produsul să fie cât mai curat, să fie într-adevăr hrană, într-adevăr medicament, pentru că shiitake e și un medicament extraordinar, pentru că e o sursă de hrană deosebită. Ca și concepție, ca și abordare, cuprinde și o întoarcere, în esență, la hermeneutică, la cele 7 legi ale lui Hermes Trimegistru. Țin de o anumită stare, de o recunoaștere a faptului că lumea e făcută în noi, de către noi. Numai o stare meditativă, de altfel recomandată de toate bisericile. Dacă te duci în biserica catolică, ortodoxă, oriunde îți vor zice de această stare de recunoștință, de smerenie. Ori revenirea ca stare, ca abordare în zona asta dă un randament maxim al dialogului nostru, a acestui joc cu natura, care parte din noi este. Să nu uităm că totul e energie și informație, totul. Și numai aparent suntem separați. Tot ce iese de acolo ajunge în mine, tot ce iese din mine ajunge acolo, în copaci, în sol, în fructe. Nu putem spune de vreo separare, nu există vreo separare. Ceea ce vedem că este, ce acceptăm, ce avem ca credință că este. Amintiți-vă de replica din Biblie. Nu mai mulțumim mie, nu eu te-am vindecat, credința ta te-a vindecat. Despre asta e vorba. Pentru mai multe și mai detaliate informații, te rog, intră pe pagina de Facebook Ferma Simon sau